Bună ziua și bine m-am zis la Bucurul Negru, de 5 zile mai devreme. Bună ziua, bine ne vedem și pornim repede treaba. Așa, vreau să rezolvăm o inegalitate. Ca să zic așa, 34 minus X mai mic decât 59 minus 13 minus 2 minus 1. Minus 29 minus 29. Cum rezolvăm asta? Davide, vreau. Păi, cum ar fi la fiscă de rea? Prima, nu? Dar 34 minus 6 n-am putut să scrie. Nu, nu. Marca de rea, da, lucrăm în marca de rea. Deci e și o să zicem, echivalent. 34 minus x mai mic decât 59 minus 44. 59 minus 44 este bine? 59 minus 44 spune Davide. Eu nu am făcut așa. Dar 59 minus 44, el e corect ce spune? Adică spune, scădem, scădem, l-am adunat pe toate astea care scădem, nu? Și zice 59 minus 44. 59 minus 44. Și echivalent, poate spune că 34 minus x mai mic decât, decât 15, da? 15. La 34 minus x mai mic decât. Adunăm un x în ambii membri. Deci adunăm un x în ambii membri. Din ce motiv adunăm un x? Ca să scădem din partea, să scăpăm x minus x face 0, da? Și atunci inegalitatea devine echivalentă cu 34 mai mic decât Davide. 15 plus X. Scădem 15 peste tot și echivalent. Va spune că 34 minus 15 mai mic decât X. Și acum 19. Adică, în echivalent, va spune că 19 e mai mic decât X. Adică e vorba de X care sunt mai mari decât 19, nu? Și e invers. Și atunci X-a va zile că interval? De la 20. De la 20 încolo. Nu? Pentru adevărat, X mai mare decât 19. Deci X-a aparține mulțimii. Este de partea spune, X-a aparține mulțimii. Valorile au 19 puncte puncte și mai departe. De la 19 ce până. Dacă ar fost și egal, e bine la 19, cum am scris eu? Nu, de ori de ce? De la 20. De la 20, sigur că dacă ar fost și egal, începeam cu 19. Așa, în crește. La astfel de inegalități, atenție, necunoscută, fiind cu minus, am adunat pe X în ambii membri. Da? Deci suntem atenți la calculele acestea ca să nu greșim. Pentru că e păcat de munca noastră dacă se greșește. Și acum să vedem. Ai ceva, Mehera? Da, da, da. Te rog. Dimensiunile unui vas în formă de paralelepiped dreptunghic prezintă un vas în formă de paralelepiped dreptunghic. Ce înseamnă paralelepiped dreptunghic dacă... E echilibrat. Cât e echilibrat? Toate fețele sunt dreptunghiuri. Deci toate fețele sunt dreptunghiuri. Nu sunt egale toate. Lungimea e 5 decimetri. Deci, el mare, egal cu 5, nu? Da. 5 decimetri. Lățimea e 0,2 decimetri. 0,2 decimetri. Și lățimea 40 centimetri. Înălțimea egal cu 40 centimetri. Centimetri. Și înălțimea în profesor 0,2 metri. 0,2 metri, metri, da? Da. Metri. În vas se pun 30 de litri de apă. În vasul acesta se pun 30 de litri de apă. Deci, în vas se pun 30 litri apă. Da?
Calculați. Până la ce înălțime se ridică apa în vas? Da? Amic. Până la ce înălțime? Da? Ordinar. La ce înălțime? Se ridică apa în vas și venim? Se ridică apa în vas. Da? La ce înălțime se ridică apa în vas? Și venim? În vas este pus o piatră. Și apa se ridică 0,5 decimetri. Da? În vas. Punem o piatră. Se pune o piatră. Și apa se ridică cu 0,5 decimetri. Și apa se ridică cu 0,5 decimetri. Calculăm volumul pietrei. Volumul pietrei egal cu să desenăm o vasă, v-ați închipuit cum arată vasul? Deci v-ați spus că fără un paletrie, adică cam așa. Dacă ar fi să desenăm în spațiu, arătăm cam așa arată vasul. Deci, deși ăsta e dreptul de jos, vasa, trebuie să o desenez sub forma asta. Da? A, B, C, D. Și ridic, ia vasa, nu se vede că e în spațiu, în spate. Asta se vede, asta se vede. Și cam așa arată vasul acesta. Dacă ar fi, poate să o desenăm. Și atunci am și desenat. Asta este. Trebuia să o fac un pic mai înalt, ca să nu... Și mai dreptul de toate, dar nu mai contează. Și... E foarte bun vas. Arată bine, nu? Lungimea scrie. Așa. Lungimea de aici. Dar poate că... Asta să fie lungimea? Da, apa de transformăm între, nu? Să avem aceeași... Da. Decimetri. În ce vreți să mergem? În centimetri. În centimetri peste tot, da? Ia uitați, în ce să cere? Vă mai uitați? Decimetri. Uitați, în decimetri vi se cere după aceea ceva. Poate să lăsăm în decimetri peste tot cum vreți. În decimetri. Mergem în decimetri? În decimetri. Deci 5 decimetri lăsăm. 0,2 metri, câți decimetri? 2. Deci am zice așa, aici 5 decimetri, aici 2 decimetri și înălțimea asta de cât zice? De 40 centimetri. Adică cât copii? 4 decimetri. Da, dar nu fi bun, da? Deci peste tot 4 am transferat numai decimetri. Acum, veniți cu propuneri. După ce am desenat, am văzut cum arată paralelepipedul, ați văzut dimensiunile, am stabilit volumul paralelepipedului, cât ar fi volumul, dacă ar fi să-l facem? 40. Adică de cât? 4 ori 5 ori 2. Da? 4 ori 5 ori 2. Deci volumul. De aceea am trecut peste tot în decimetri. Pentru ca să fie aceeași unitate de măsură, că nu puteam veri cu pere să le puțim acolo. Deci vrem să fie aceeași lucru peste tot. Și volumul este egal cu 4 ori 5 și ori 2. Și face cât? Ca să fie și mai clar pentru toată lumea, zic 4 decimetri. 4 decimetri. Ori 5 decimetri. Ori 2 decimetri. Și acum face 40 decimetri la a treia, cu este o dată, de două ori, de trei ori. Ăsta e motivul. Decimetri la a treia. Ăsta e motivul. Deci de aceea că rămâțim la volum, dacă sunt doar trei dimensiuni, apar la a treia, apar la a treia. Decimetru, 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 cum la... Decimetru la a treia. Bun. Acum, opa, da, se pun 30 de litri. Dar ce caută litru cu... Ce fac acum? Problemă complicată. Deci, va se pun litri de apă. Ori ar trebui să știm o legătură de decimetru
și litru, ca să-i putem face vreo șmecherie. 30 de litri transformăm în 300 de decilitri. Deci, stai o secundă. Litru și tu vrei să duci la decilitru, nu? Centilitru, mililitru, știi tu asta, da? Și crezi că un decilitru e egal cu un decimetru? Nu. Nu știi. Cel mai corect ai spus că nu știu. Da? Un micro decimetru are la 3. Deci, un decimetru cub. Adică, închipuiți-vă un vas de 10. Asta trebuie să înțelegeți. Un cub cu toate dimensiunile de 10. Poate cu burubic, copii, voi știți cum e da? Da? 10, 10 și 10, așa. Lungime, lățime, înălțime. Lungime, lățime, înălțime. Toate dimensiunile de 10. 10, 10, 10. Ăla înseamnă un decimetru cub. Și intru un litru. Dacă răstornăm într-o apa dintr-un litru, într-un decimetru cub, se umple. Ăsta e motivul. Se umple vasul acela. Deci, de aceea un decimetru cub egal cu un litru. Foarte important. Este foarte, foarte important. Și la 8 o să vă folosiți asta. Da. Tot timpul. Și tot timpul de acum. Foarte important. Un decimetru cub egal cu un litru. Da? Subliniem acest lucru că este cel mai interesant rezultat de până acum. Legătura asta care se face între unități de volum, deci decimetru cub și unitatea de capacitate se cheamă. Litru înseamnă capacitate. Eu am să notez asta și cu roșu. Uitați, decimetru cub egal cu un litru. Foarte tare. Subliniem să rămână și de fiind copil. Astăzi am fost că 30 de litri sunt 30 de decimetru cub. Asta înseamnă că 30 de litri înseamnă 30 de decimetri cubi. Deci după chestia asta, a spune că răsturnăm 30 de litri, deci 30 litri egal cu 30 decimetri cubi. Întrebarea este până unde se ridică apa? Aici. Adică până la... Până la... Poate până... Să umpli? Chiar să umpli? Nu. De ce nu să umpli? Mai rămâne 10 metri. 10. Rămân 10. Cât, volumul cât este așa? 40 de decimetri. Și noi când răsturnăm, rămân 10 decimetri. Acum mă afla oare cam până unde se ridică? Că mi trebuie neapărat până unde se ridică. Adică... Ce vă face la treia jumătate? Ce nu, ar fi 3 sferturi din ea, dar 3 sferturi. Ar trebui să vedem până ce înseamnă 30 decimetri cubi. 30 decimetri cubi înseamnă cât să facă 30 de decimetri cubi? Ce dimensiuni? 5 ori 2 trebuie să fie, să le luăm de bază. 5 ori 2 trebuie să luăm că sunt lungimea și lățimea. Dacă n-ai pus apa, nu stă macropol să apa. Umple de aici începe. 5 ori 2, deci vine 5 decimetri, ori 2 decimetri și ori cât ca să ajung la 30? Ori 3. Ori 3 decimetri. Ori 3 decimetri, da? Ori 3 decimetri. Ori 3 decimetri. Fac exact 30. Și acum întrebarea, unde, până unde se ducea? Până la 3 decimetri. 3 decimetri, sigur că da. Ce e înălțimea? Cea de-a treia dimensiune. Nu? Eu acolo când am făcut, am văzut mai devreme, am mulțit cele 3 dimensiuni. Deci, până unde se ridică, dacă aici sunt 4, rămâne un decimetru cub. Cu alte cuvinte,
cum ai spus tu, trei sferturi. Apa se va ridica cam așa. Cam așa de solidă. Până la nivelul ăsta. Da? Iată, apa așa se ridică. Deci aici am umplut și am răspuns acum că apa se ridică până la 3 decimetri. Da? La înălțimea de 3 decimetri. S-a înțeles, da? Cei 30 de litri s-au lăsat, fiindcă era de 40, 30 de litri, până aici, 30 de decimetri cub și iată, am răspuns corect la întrebare. În vas, în apa aceea, se dă drumul la o piatră. Cu ocazia asta, volumul, apa se ridică cu 0,5 decimetri. Apa se ridică cu 0,5 decimetri. Cât? Păi unde era înainte? Până la... Ce mai aveam? Mai aveam un decimetru, da? Și fiindcă se ridică cu 0,5. Adică împart asta în câte parte? Două. Pentru că mai am un decimetru acolo și apa se mai ridică cu 0,5. Exact. Deci piatra aia când a pus-o, s-a ridicat apa. Apa a împins-o, nu? Cu jumătate de decimetru. Întrebarea este, care e volumul? Pietre. Pietre. Oare care o fi? Care? Păi, da... Pentru că piatra, când ține și lungime, e cât... Piatra? Da. Nu știu cât e din mare sau... Întrebarea e... vreau să vă spun încă o dată. Să te gândești și la că piatra când i-a dat drumul a acoperit tot fundul, da? Fundul, da. Da, da. Piatra e iurea, cu colțul, cu... I-a dat drumul acolo. Un decimetru. Volumul pietrei, când zice volumul... A, volumul... Volumul pietrei. Zicem trei dimensiuni, când zicem volum, nu? Pe trebuie să știu înălțimea. Înălțimea pietrei? Uite acolo, știi. Apa se ridică cu 0,5 după ce pune piatra. Deci aia e înălțimea. Deci dacă înălțimea 0,5, trebuie să afla înălțimea și înălțimea. Pietrei. Da. E piatra cu colțoroase, cu toți eu, deci mechelie, are o formă ciudată. Dar voi zice, apasă cu vas? De ce se pune în apă? Exact, în vasul ăsta se pune. Că doar mult n-are el. Ce este? Știu cum se face. Cum? Facem 0,5 ori 5 ori 2. De ce? Pentru că e... S-a schimbat numai înălțimea, adică s-a schimbat pur și simplu înălțimea care a... Fă-mă să înțeleg că doar... Deci, ea, apa a crescut cu 0,5 decimetri și atunci are înălțimea. Și, da, lungimea și înălțimea au rămas la fel. A pietrei? Nu a pietrei, a vasului, respectiva... Deci, pietrea, nu am putut un fel. Așa, spune-mi. Păi... Ce aștept? Aștept doar fi așa. Dacă bagi degetul, trebuie să băga degetul, apa crește. Da. Și ce degetul tău are lungime, lățime? Nu. Dar care-i povestea? Ce se întâmplă? 0,5 apa. De ce urmă? Hai, pasul 2. Măi copii, ne-am dat drumul la piatră. Ascultă, stea poate, strigă domnul profesor. Vreau să fie așteptă la mine. Eu am sensizat că tu nu e chestiunea de finețe prinsă. Exact. Deci, volumul pe drept, cât e de mare e piatra, atâta apă dezlocă. Atâta apă dezlocă. Tu te-ai gândit, zicem, când te-ai intrat în bazin, ca apa și te duci la fund, și nu sub apă, apa crește ca nivel? Da. Da? Din ce cauză? Greu. Pentru că a intrat în apă. Da. Și atunci, eu ca să aflu volumul tău, și mi-e foarte greu să aflu volumul tău, că tu ai mâini, picioare, e foarte ciudat. Nu-i 40. Ce fac? Dar ce fac? Ținea ta, unde vrea să ținea ta. Nu, să ai picioare. Poți să-ți faci și culcat, apa tot atât de mult se ridică.
Deci povestea este că apa care se ridică deslocă volumul tău. Adică locul volumului tău se află apa. Și apa s-a ridicat în forma vasului în care a fost pusă. De aia se ia 5 ori 2. Da? Este numărul 5 ori 2? Păi ce am zis? Păi da, dar hai să fie forma recipientului. Asta am zis. Păi, stai secunde. Vreți să înțelegeți foarte bine, mama, de ce? Orice curățenie nu îți explică. Orice nu, dar sunt la niște mai mari. Înseamnă că 2 este doar jumătate de partele de grosime. Și mi-a dat o jumătate de grosime, dar mi-a dat asta. Deci, poate povestea era să înțelegeți că volumul pietrei înseamnă volumul apei care, în care s-a înmulțat. Da. Și ca să aflu volumul apei, înmulțesc asta care e aici, cu asta și cu înălțimea. Deci nu ia ca și calculații mi interesează, ci modul de gândire, să pricepeți asta ca era, asta vreau de la voi, să înțelegeți că piatra am ridicat apa față de nivelul acela cu 0,5. Dar volumul pietrei înseamnă volumul noi poziții, de aici, cu cât s-a ridicat ea. Ea a fost, s-a ridicat datorită faptului că a fost dus piatra. Piatra a deslocat apa din jurul ei, au ocupat o anumită zonă din apă și locul apii acelea s-a făcut așa, și atunci volumul pietrei este de fapt volumul dislocat a apei. Și volumul dislocat a apei este ăsta de aici. Scrie în greu seama că volumul pietrei e... Păi cum să-ți dai seama? Ori 2 și ori 0,5. Păi tocmai fiindcă s-a ridicat nivelul apei. Dar mai zic unui la fel, cât a ieșit și lățimea? Bazinul are o altă lungime și o altă lățime. Și intri tu. Și se ridică apa, nu știu. Și se spate bazinul pe acolo? Nu. Apa se ridică apa. Cât se ridică, înmulțește ce? Lungime și lățime. Lungime și lățime și lățimea care îi datorită din trei etare în apă. Da. Exact. Asta nu trebuie să spun. Ei spui că acum îl dumeresc cumva. Da. Uitați. Nu poate să strică. Exact. Uitați, și-mi dau ăsta de apă. Dacă dau la o piatră, veți vedea că ea se ridică un pic. Și eu, practic, prin măsoară volumul pietrei, prin nivelul apei care s-a ridicat. Și lungimea și lățimea vasului respectiv. Sigur că, dar volumul ce înseamnă? Parcă aș fi un vas mai micuț, care are dimensiunile aceleași, nu? Și înălțimea mai mică, da? Asta care e dat acolo, de autor. Deci volumul pietrei înseamnă volumul acestui paralipel micuț de la fosta poziție la noua poziție. Nu e clar? Faci să acasă asta. Da, la fel nu să deci, ai înțeles de ea? Da, faceți acasă chestia asta, să vedeți așa, da? Intrați într-un pahar cu apă, da. Da? Și îți vedeți acolo și îl bieți întâlnirea. Și să fie cu țuică, ca să nu știți ce mai faceți acolo, da? Bun. Hai să vedem... Să vedem la punctul B. Deci la punctul B, spunem așa. Ce o să spunem? Că volumul pietrei egal cu lungimea 5 ori lățimea 2, deci 5 de 5, ori 2 de 5, și ori 0,5 decimetri. 5 decimetri. Face 5 decimetri. Egal cu 5. 5 decimetri cubi. 5 decimetri cubi. Da? 5 decimetri cubi. De parte am fi, în locul pietrei, am fi pus câți litri de apă? Deci, în locul pietrei, câți litri de apă? 5 litri, că un decimetru cubi înseamnă 1 litru. Deci, ori puneam 5 litri de apă, ori piatra aceea, aceeași treabă se întâmplă. Așa, încât spunem că volumul pietrei este 5 decimetri. De unde a venit greutatea?
voastră, de ce, de ce? Dar n-am ajuns aici, nu știu. Nu are importanță, dar vreau să insist. Înțelegere, nu? Da, 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 fenomenul de a înțelege partea practică a problemei. Deci, așa se face de fiecare dată când vrem cu volumul unui corp iregulat. Adică cum este omul, cum este... ca să spună ceva, să afle volumul, să afle volumul meu, ar fi fantastic. Fiecare încheietură se transformă, nu, nu se poate. Atunci intri în apă, vezi volumul până la ce înălțime era apa înainte, intri într-un bazin, care cărui volum știi, și vezi cum s-a ridicat apa. Și atunci știi volumul corpului care știi. Ai cum să nu se ridice? Dar eu chiar nu deloc nu se de apă. Ce am uitat apa în minima de... Nu se poate să nu se ridice apa. E pus întrebarea asta... Dacă se ridică. Se vezi. Și se vede cum se ridică. A, bun, dacă e bază mare. O bază mare, dar eu am spus într-un butoi. Într-un butoi. Într-un butoi care... Da? Într-un butoi. Păi... Mă... Sigur că da. Puneți în cadă, faci experimentul ăsta, jumătate din cadă de apă. Exact, da. După care ai intrat tu, să vezi că apa... S-a dus pe rețetă. Da. Ai siguranță așa? Ce mai simt, dar cu ce am mai... Exact, după două, băi. Ai văzut așa? Ați înțeles. Așa, deci... Nu foarte simt. Nu știu cum mai este. Da, deci... Mai o problemă. Ia să vedem. 4 de la pagina 112. La 112. Un bazin în formă de cub. Are latura de 4 metri. Deci, un bazin, închipuiți-vă ca și el, desenul de mai sus. Da, are latura de 4 metri. Deci, e ca cu 4... deci, bazin, cub. Cub. Bazin. Cu egal cu lungimea 4 metri. Cu lungimea 4 metri. Se umple cu apă până la înălțimea de 3 metri. Așa. Îl umplem cu apă până la 3 metri. Știm că în fiecare zi se iau din bazin câte 1200 de decimetri cub de apă, calculați în câte zile se pălește bazinul. Deci, avem un bazin sub formă de cub, cu latura de 4 metri. Facem un desen, domnule. Se face un desen. Da. Nu facem de nou desen. Îl cu apă până la înălțimea de 3 metri. Deci 3 sferturi, ca și în cazul precedent. Da? Îl umplem cu apă. Până la 3 metri. Acum, știm că în fiecare zi se iau din bazin câte 1200 de decimetri cubi. Deci, bravo, găleată, iau, bag, iau 1200 de decimetri cubi. Calculați în câte zile se golește bazinul. Trebuie să facem de asumări. Păi să vedem ce avem de făcut. În cine trebuie să lucrăm? Dar în ce ar trebui să lucrăm? Da, dacă e vorba de litri și de... De decimetri. Dar de face figura, nu? Da. Deci facem... Face o figură. Ei au o tehnică de făcut cu cubul de camera. Au o tehnică de profesor. Frumoasă. Gata. Vai, gata, dar spatele a făcut unii. Dar încă nu am făcut spatele. A, spatele nu. Da, cum faci tu? Așa ai făcut așa. Dar unde s-a făcut? Nu, era așa. Așa. Dar chestia asta e mai ușoară. Nu e adevărat, nu. Dar este foarte. Așa, așa faci să faci, da? Da, e vorbesc de la pătratul ăsta. Da, și după aceea faci. Păi așa trebuie să faci atunci. Uite așa și frumăziți așa și asta e. Asta e lucru pe cum, nu? Dar acum se văd dacă nu se văd. Aici, dar asta nu se vede și în spate. Nici asta nu se vede. Și nici asta nu se vede. Gata. A, B, C. Dar dumneavoastră cum faceți? Dumneavoastră cum faceți cubul? Ei, acum mai des, merg pe voastră. Am mers pe până la asta. Acum facem așa, mă. A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. Este cubul. Așa, imediat cubul. Și de latură 4. Da. Adică, ia să vă zică.
Adică și lungimea și lățimea și înălțimea e egală? Ai văzut cum am desenat. Am luat tehnica lui Daria și am făcut un pătrat. Deci am făcut pătratul ăsta de aici. Păi ce? Să încep din nou, să vezi cum fac. Eu încep. Bun. Se face un pătrat, face două linii în sus și... Și apoi le uniți. Și apoi băgeți în jos și aici jos și faceți de... Am făcut ăsta. Mulțumesc. Fășit? Da. Da, a fost. Și ce nu se vede? Nu se vede asta, da? Da, dar am făcut multe. Bine, e punctat. Bine. Și acum, să recunoaștem, să spunem. Asta e de 4, 4. Și înălțimea a fost de 4. Toate dimensiunile din cu parte de 4. Adică și înălțime, și înălțime, și înălțime, da? Acum toate sunt egale. Se ridică apa, se umple cu apă, până la mărțimea de 3 metri. Așa. El are 4 metri, până la 3 se punea. Apa până la 3, da? Da. Deci până aici, 3 metri, da? Adică pot să desenez și să spun cum arată după ce s-a umplut cu apă? Deci, spunem așa. Iată. Nu se vede pe acolo, că din spate. Cam așa arată nivelul apei cu verde, da? Am desenat cu verde nivelul apei. Întrebarea este, din clipa în care am ajuns, am pus apa, încep să scot zilnic câte 1200 de litri. Deci trebuie să transformăm tot în decimetri cub. Deci trebuie să gândim tot în decimetri cub, ca să vedem... Decimetri. Legătura dintre litri și ce este? Litru și metru sau litru și... Păi, un litru e egal cu... Secunde. Eu mă gândesc 3 metri. Bun. 4 metri e bazinul. Și spuneam că... 4 ori 3, da? Da. Ca să vedem în metri, că totul e în metri, da? Bine, merg așa cu spune. Volumul apei, da? Și asta volumul apei. Deci îți zice volumul apei. Volumul apei. Să tu spui că ai vaftă, că totul e în metri. Volumul apei e egal cu, zic de la butale, 4 ori 4 metri, ori 4 metri, ori 3 metri. Care face cât? 48. Ce? Metri cubi. Și dacă îți spune că spate câte 1200 de litri, eu sunt în panică aici. Deci sunt transformăm în decimetru. De adevărat, un decimetru cubi era cu un litru. Atât. Și trebuie să facem de 3,0. Și ca să mă duc la metru cub, la, la decimetru cub, trebuie să pune din câte 0 ori? 10 la 3. Deci vine 48 cu 3 0 ori. Decimetri cubi. Care înseamnă, adică 48 de mii decimetri cubi, care înseamnă 48 de mii de ce date? 48 de mii de litri, da? 48 de mii de litri. Și ca să zilnic să scoate câte 1200, ca să vezi câte zile, în câte zile se gonește bazinul, cum procedezi? 1200 ori 4. În 4 zile. 4 zile. Cât se scoate în litri? Nu, mai, cât se scoate câte 1200 de litri. 1200 de litri, 4 zile. De ce? O zi, 1000. Că-s 48.000 de litri acolo. Da. Ca să vedem câte zile durează, dacă zile scoate câte 1200. 1200 scoate. Dar se mai adaugă ceva? 40. Se mai adaugă ceva sau? Nu se mai adaugă nimic. Doar scoate. Doar scoate. Păi doar pe împărție aici în soare. 48.000 împărțim la 1200. Exact. E mare lucru. Deci, ca să avem numărul de zile, număr zile, egal cu 48 de mii,
împărțit la 1.200. Da? Și face cât? 40 zile. Deci 40 de egal cu 40. Deci numărul de zile. Dar cred că e 40 mai... Da. Te-ai întrebat sigur? Da. Sigur este, da? 40 ori 1.200, faci 48.000. Ce ați avut aici? De ce ați avut aici dificultăți? Hai să vedem. Ce nu v-a fost clar aici? Păi acum am vorbit, în lecția trecută am vorbit cu un decimetru egal cu un litru. Asta trebuie să fie, rămâne pe veci în mintea mea. Un decimetru cu egal cu un litru. Și cum am spus că scoatem atâția litri, ei merg cu un decimetru cub. Asta trebuie să se întâmple. Da? Te rog, Elena, dacă da, sigur că da. Câți metri cubi de apă sunt necesari pentru a umple pe jumătate un bazin în formă de paralelepiped dreptunghic, cu lungimea de 70 cm, lățimea de 40 cm și înălțimea de 0,06 m. Semi foarte bine. Mai știți o dată. Așteaptă puțin să facem. Deci, ipoteza mea că așa, cu un paralelepiped dreptunghic, cu un bazin în formă de paralelepiped dreptunghic, o piscină, ce să mai discutăm. Așa. Deci o să desenăm paralelepiped. E problema 3 de la pagina 112. Așa. Uitați-vă ce face domn profesor. Trebuie să mă cișnu. Da. Da, da. Ai piscină, domn profesor. Da, aia nu-i piscină. Ai vază de fără cu tot. Așa. Ai vază. Așa. Ai vază. Piscină, domn profesor. Ai vrut un bazin. Un bazin. Dacă au zis un bazin, trebuia să-l fac pe ăsta mai mare. Hai să-l fac. Așa. 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 Mai bine faceți cum îl facem noi. Domn profesor, îl facem așa. Deci un bazin. Acest paralelepiped dreptunghic, care este un bazin în formă de piscină, are o lungime de 70 metri. 70 metri. Lățimea de 40 cm. 40 cm. Și lățimea de 0,06 metri. Asta e... Asta înainte era bine, așa, m-am pus bazin, piscină. Păi, uitați înălțimea, noastră nu aveați bine înălțimea. 0,06 metri. 0,06 metri. În sfârșit, asta merge. Da. Așa, bun. Deci, câți metri cubi de apă vă trebuie pentru a umple pe jumătate acest bazin în formă de paralelepiped? Pe jumătate. Mergem tot un centimetru, da, profesor. Tot un centimetru? Da. Dacă întreabă câți metri... Câți metri cubi de apă? Da, câți metri cubi? Câți metri cubi? Da, ia legătura dintre litru și... Litru și decimetri. Așa că lucrați, alegeți voi ce faceți. Decimetri facem. Și eu la fel așa facem. Ați auzit de multe ori, deci am consumat 2 metri cubi de apă. Exact. Deci când ne ducem la asociație și plătim acolo, mi se vorbește că am consumat 2 metri cubi de apă. Sau 5 metri cubi de apă. Ce înseamnă un metru cub de apă? Adică un pătrat care are un metru cub. Adică un? Un pătrat cu apă care are un metru. Nu. Un pătrat care are un metru de apă. Un cub. Nu poți să pui într-un pătrat. Într-o cutie? Într-un cub. Într-un cub care are... Deci are lungimi, lățimi și înălțimi de un metru. De un metru și în el găsim apă. Apă. Și înseamnă un metru cub? Un
un metru cub e un metru cub, adică e un cub cu lungimea de 1 metru, 2, 1 metru și 1 metru înălțime. Atenție! Dacă vreți decimetri cubi, câți decimetri cubi are un metru cub? Câți decimetri cubi are un metru cub? Deci sunt 0, 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